Primarul Mihai Chirica a ieșit pe teren pentru a verifica dacă piețele din aer liber sunt închise, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. După ce a vorbit cu producătorii, edilul s-a convins că activitatea nu a fost sistată nici măcar o zi. Așadar, piețele agroalimentare, acolo unde comercianții își desfășoară activitatea permanent în aer liber, nu au fost închise. Toți producătorii au fost primiți, cei de la lactate din piața închisă funcționează dând deoparte toate ferestrele și ușile. E adevărat, puțin cam rece, dar produsul este protejat. Nu am avut probleme pentru niciunul dintre cei care au venit din localitățile învecinate Iașului sau chiar din alte județe și nu vom închide sub nicio formă piețele cu rugămintea să păstrăm măsurile de distanțare socială, să purtăm mască și să avem grijă de sănătatea noastră.